Absolvenții de studii liceale, post-liceale ori universitare care nu-și găsesc un loc de muncă în cel mult 60 de zile de la finalizarea studiilor au dreptul de a solicita indemnizația de șomaj. În acest context, cei interesați pot depune documentele necesare la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara sau la toate agențiile teritoriale. Absolvenții de județul Hunedoara care nu s-au înscris la o facultate sau nu au luat examenul de bacalaureat, în termen de 60 de zile de la ultima zi de școlarizare, își pot depune la JOFM dosar de șomer neindemnizat în căutarea unui loc de muncă, persoană în căutarea unui loc de muncă, pe baza buletinului, certificatului de naștere și adeverinței sau diplomei, după caz, de absolvirea studiilor. După această perioadă, după expirarea celor 60 de zile, își reînnoiesc dosarul ca șomer indemnizat pentru a primi ajutorul de șomaj. Sau pe această cale, toți cei care sunt interesați să se adreseze agențiilor noastre teritoriale de pe raza județului Hunedoara. Așa, după cum știți, avem în fiecare localitate mare, ca să zic așa, 10 agenții teritoriale și să-și primească toate informațiile. Valoarea indemnizației lunare primite de absolvenți în acest an va fi de 299 de lei. Ajutorul de șomaj se acordă absolvenților, potrivit legii, o singură dată pentru fiecare formă de învățământ absolvită. Pe de altă parte, dacă la data solicitării urmează o altă formă de învățământ, aceștia nu pot primi indemnizația.